Un nou început de școală, aceleași emoții din fiecare an. Școala gimnazială din comuna de Veselu, cea mai cunoscută localitate la nivel mondial, datorită amplasării scutului american antirachetă, s-a primenit pentru a-și primi așa cum trebuie învățăcei. Îmbrăcați frumos în uniformele dominate de culorile roșu-albastru, cu însemnele școlii brodate pe piept, însoțiți de părinți sau bunici, elevii au dat din nou viață bătrânei școli. N-ar crede nimeni că a fost construită în urmă cu peste 100 de ani. Prima zi de școală cu nostalgie, am fost și odată copil și în același timp în calitate de primar cu foarte multe responsabilități, așa cum spune și dumneavoastră, dar ne face plăcere să facem pentru copiii noștri, pentru viitorul comunei, lucruri de care să beneficieze copiii acestei comunități. Școala din Deveselu funcționează din 1895, prima oră și prima oră cu 30 de elevi. Astăzi am ajuns la 256 de elevi. Cu ajutorul guvernului american, școala a fost reabilitată, iar în imediata apropiere a fost construită și o grădiniță. La ceremonia de deschidere a noului an școlar a fost prezent și de această dată comandantul bazei militare James Craycraft, alături de omologul său român, Răzvan Brătulescu, și de o mică trupă de soldați americani. În parteneriatul cu autoritățile locale, acesta este doar începutul. As the year at Deveselu School commences, let's continue to work together to help each other to be the best for the world today. Thank you, mulțumesc. Nu numai școala arată bine la Deveselu, și rezultatele sunt pe măsură. E o zi specială pentru învățământul din România, iar pentru Deveselu este specială în fiecare zi, fiindcă aveți niște parteneri redutabili. Ce pot să vă spun? Să vă urez să fiți mai buni decât ați fost anul trecut. 95,45% a fost procentul vostru de promovabilitate la evaluare națională. E unul foarte bun și meritați aplauze. Suntem fericiți să vă anunțăm că am încheiat anul școlar cu media generală 10, un număr de 7 elevi. Am participat la numeroase concursuri și olimpiade școlare, unde am obținut rezultate bune și foarte bune la olimpiade, la etapele județene, și am avut un elev calificat la faza națională a Olimpiadei de Educație Tehnologică. Vă adresez provocarea competiției, a muncii, a disciplinei și a studiului cu seriozitate. 6 din cei 7 elevi care au finalizat anul de studiu 2015-2016 cu media 10 au fost răsplătiți cu biciclete, iar unul dintre ei a optat pentru tabletă. Autoritățile locale nu i-au uitat pe niciunul dintre cei 256 de elevi. În timpul vacanței, cei mai buni 3 din fiecare clasă au beneficiat de o excursie de 3 zile la Bușteni, iar toți ceilalți copii și-au petrecut o zi frumoasă în alte locații ale țării. Primarul Ion Aliman a lansat și o provocare celor de la școala din Deveselu. Faceți proiecte și luați-ne banii, că avem de unde.